Salut, lei! Voi face citirea pentru săptămâna 16 ianuarie, 22 ianuarie, o săptămână cu prima lună nouă, învărsător, pe 21 la 22 și, și 36 de minute, deci este o lună nouă care vă arată că puteți să începeți ceva legat de un contract, de o asociere, chiar și de căsătorie, o logotnă sau uh, un proces. Aveți o trădare. Am putea spune suferința unei trădări, dezamăgirea unei trădări. Deci, cineva v-a trădat. Să vedem în continuare despre ce este vorba. Poate să fie o trădare în iubire, poate să fie o trădare în afaceri. Voi. voi comunicați foarte bine, comunicați cu cineva la distanță, sunteți preocupați de această comunicare, dar în ce privește fericirea, voi vreți să vă luați o șansă. După o perioadă lungă de stagnare, vă gândiți să luați o șansă. Să începeți o relație nouă, să începeți ceva care, pentru care nu sunteți pregătiți, Poate să fie o iubire, poate să fie o aventură, poate să fie uh, un hobby, uh, o creativitate, educație, educația unui copil. Deci, uh, este ceva pentru care nu sunteți pregătiți. Și am putea spune că ceilalți vă primesc ca pe o persoană nonconformistă, rebelă. Aventurieră, nu vă ajută nimeni. Speranța voastră este la bunăvoința cerului. Veți încerca să faceți totul cu inimă curată, dar nu observați prăpastia din fața voastră. Este de fapt o atenționare, fiindcă întotdeauna când luăm o șansă și ne dorim să ieșim din stagnare. Dar nu cunoaștem ce ne așteaptă, nu cunoaștem nimic, mergem așa, în hazard. Am putea spune că este o atenționare. Trebuie să priviți și pe unde călcați. În schimb, legat de o călătorie, legat de cunoaștere, de un examen, de un concurs, aveți marele, profes marele preot. Marele preot este profesorul, este mentorul. Persoana care va atrage atenția că tot ceea ce faceți trebuie să treacă prin conștiința voastră. Poate să vă și dojenească și să vă sancționeze, să zicem. Nu știu cât sancțiune, dar să vă atragă atenția că ați greșit. În schimb, resursele Locul de muncă. Creativitatea. În resurse, voi arătați aici că aveți familia alături de voi. Poate să fie vorba de un bun material pe care îl aveți în comun și vă interesează pe toți. Toți membrii familiei depuneți un efort pentru acest bun comun. În schimb, la locul de muncă, cineva vine și vă aduce o veste sau vă comunică ceva. Vă anunță ceva, acest anunț vă dă o senzație de nemulțumire, fiindcă nu vă dați seama ce ar trebui să faceți, ce atitudine să aveți. Nu puteți să vă concentrați, să găsiți o soluție, să găsiți un răspuns. Spatul arcanei este: încercați să vă eliberați gândurile. Să vă limpeziți, să vă recreați și atunci veți găsi o soluție. În ceea ce privește cariera pentru voi, este parcă stabilită la o distracție, la o petrecere unde cunoașteți persoane noi, legați relații noi, dar poate să reprezinte și faptul că. aceste relații pot fi benefice pentru voi, dar și voi puteți să arătați relațiile pe care le aveți sau partenerul pe care le aveți. Partenera. Comunicarea voastră Contracte și relații. În comunicarea cu apropiații, arătați în primul rând faptul că pierdeți ceva. Poate că vă anunță legat de un partaj, legat de folosirea unor resurse și vă dați seama că voi pierdeți. Acest lucru poate să vă anunțe sau să vă uh, atragă atenția un vecin, o vecină, un frate, o soră, un văr, perișoară, deci uh, o persoană apropiată de voi și să vă comunice această pierdere. În ceea ce privește sau voi le comunicați lor că ați pierdut ceva care îi privește și pe ei. Uh, Într-un contract, o asociere, aveți aici un proces, un prinț de cupe. Poate fi vorba de un bărbat tânăr, cu ascendent, zodie, în uh, pești, un bărbat care călătorește foarte mult. Îi place să-și creeze o atmosferă plăcută, îi place să atragă atenția asupra lui, să fie admirat. Cheltuie foarte mulți bani pentru acest lucru, și am putea spune chiar ajunge uh, să arate ca un curtezan. Și întotdeauna are probleme cu bani. În cea, deci este vorba de o persoană cu care poate aveți un contract într-o afacere. Sau poate chiar o relație de iubire, și acum îl vedeți cu alți ochi. În ceea ce privește <coughs> relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, aici aveți un bărbat mai în vârstă, cu ascendent zodie în taur. Un bărbat care arată că poate să vă dea un ajutor pe cuniar sau să vă împrumute cu bani și voi chiar aveți nevoie poate de bani și vă simțiți bine în această relație. Familia, schimbarea și karma voastră, sacrificiul vostru, aveți aici, la uh, familie, în familie, în cămin, uh, 10 de monede. Primiți bani. Bani pe care puteți să-i folosiți împreună cu familia, uh, să faceți o investiție. Sunt bani pe care îi primiți pentru munca voastră împreună, adică și a voastră și a familiei. Vă dă o stare de bine. Puteți să investiți, este bine să urmăriți aspectele benefice ale lui Jupiter și ale lui și ale Soarelui, mai ales că sunteți lei, pentru a face această investiție. Schimbarea pentru voi este un aspect deosebit. Arătați că vă înțelegeți foarte bine cu o persoană. Arătați că această înțelegere Vă face să vă simțiți bine. Chiar dacă este o diferență de vârstă între voi, gândiți la fel și aveți atitudini în comune. În ceea ce privește un secret, un sacrificiu sau o decizie pe care o luați, este să ieșiți din stagnare. Și acest lucru puteți să-l faceți uh, mergând peste cei care vă țin în stagnare și impunând uh, rațiunea. Vă doriți spada, vă doriți rațiunea, vă doriți balanța cu spada, deci uh, care este identică cu spada, care poate să vină să aplice dreptatea și adevărul etern și am putea spune să îi sancționeze pe cei care sunt incorecți. Țineți cont că voi personal aveți decât două arcane majore. În cunoaștere, în cursuri, în călătorii, în cunoaștere spirituală, studii aprofundate, aveți marele preot, mentorul, dar și nebunul în casa fericirii, ceea ce vă face pe voi fericiți. Aceasta este citirea pentru voi. Nu uitați că vor veni și citirea pentru luna 9. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.